Bună ziua, dragii noștri! Bine v-am regăsit la Escu TV. Eram nerăbdător să vă reîntâlnim la studio, pentru că am avut o scurtă pauză de o lună și ceva, impusă de restricțiile COVID, pandemie, etc. Ne-am gândit astăzi să facem ceva foarte interesant. Aveam de gând să ieșim la barbecue, pentru că sunt doar minus 15 grade, ieri erau minus 25. Iată, avem o opțiune mult mai interesantă. Am invitat astăzi în studio pe nimeni altcineva decât pe Ștefan Bănică. Ștefan, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Este o mare, mare plăcere să te revăd de data aceasta online. Bine ai venit la Escu TV. Bine v-am găsit. Vă pup pe toți. Îmi pare rău că la voi acolo sunt minus 15 grade. Aici, astăzi, au fost aproape 15 grade plus, ceea ce chiar era nimerit pentru un grătar, dar eu, unul personal, am avut treaba azi, n-am putut să mă duc la un grătar, deși mi-aș fi dorit. Așa că sunt de acord cu ce ai spus. Nu este chiar rău, totuși, chiar dacă aici în Montreal, în Canada, suntem obișnuiți, luna martie este o lună de iarnă, însă avem un motiv foarte, foarte interesant de a ne încălzi puțin în foarte scurt timp. Luna martie pentru tine înseamnă ceva special. Este Te iubesc, femeie, a 11-a ediție, dacă nu mă înșel. Iată că vom avea un motiv în plus să ne simțim un pic mai, da, mai încălziți. Îmi doresc, acum un an, deci cred că eram tot așa în repetiții. După ultimele concerte cu Te iubesc, femeie, pentru cei care nu știu, este un concert acustic în care este copilul mai mic, dacă vreți, al concertului de Crăciun. Concertul de Crăciun anul ăsta face 20 de ani, concertul acustic anul acesta face 11 ani. Deci am mers așa cap la cap de la un moment dat și chiar acum un an ne pregăteam pentru, nu aveam de unde să știu atunci, ultimele concerte pe care le-am susținut anul trecut în luna martie. De atunci nu am mai cântat pe o scenă în cauza pandemiei, iar acum pe 7 martie la Sala Gloria Teatrului Metropolis este pentru prima oară când eu, Rock and Roll Band și The 50s ne urcăm pe scenă. Iată că nu ne-ai uitat, nu ne-ai iertat nici de data asta. Vom cânta împreună cu tine și cu bandul tău, cu bandurile tale, de fapt, două, sau parte din amândouă împreună, dacă cu permisiunea ta să repertoriez pe cei care sunt în bandurile tale, o parte, cei pe care am cunoscut de altfel când au venit în Canada. Majoritatea sunt. Da, și țin să le mulțumesc pe această cale pentru că ne-au ajutat cu interviul și cu toate preparativele lui Cristi Barbărasă și Ștefan Aruxandrei, managerii tăi, Nicu Patoi la chitară, Răzvan Lupu, Lupi, Rudy Bloc, Whisky Carol, Alexandra Crescu, Mihaela Stanciu, Alexandru Borșan, tehnicienii cu care cred că încă mai lucrez sau ai mai lucrat, Dumitru Angel, Văru, cum se spune, Toma Rahira și Horea Panaitescu. Aceasta a fost echipa care a venit și în Canada. Îi salutăm pe această cale. Ce ne pregătești? Da, o să spun imediat. Marius, vreau să zic că apropo de Canada și apropo de acest turneu din 2018, dacă țin bine minte, 2018, acum 2 ani și câteva luni, ne-am bucurat foarte tare și am rămas extrem de plăcut surprins de un public minunat, și spun cu M mare, minunat, în cele trei orașe unde am fost, Montreal, Toronto și Calgary. Ne-am simțit efectiv ca acasă. Și a fost o bucurie în plus pentru noi că am putut să venim cu un spectacol așa cum îl oferim și aici în țară, nefăcând niciun fel de compromis împreună cu voi vis-a-vis de actul artistic, și pentru noi a fost o mare satisfacție.
Ne-am făcut mulți prieteni la voi acolo, mulți oameni dragi care ne scriu și acum și mă bucur că i-am cunoscut. Anul ăsta, așa cum spuneam, ne încăpățânăm să păstrăm această tradiție și e o premieră pentru noi în sensul că datorită pandemiei, mâncaia și gura ei că bine ne-a prit, ne-a omorât pe toți. Ne-a pot COVID, bine. Da. Eu, tu și COVID, în film cu Florin Piesă. Datorită pandemiei, suntem obligați pentru a păstra această tradiție să facem un concert hibrid. Care e partea bună? Concertul hibrid în sensul că în sală eu n-am vrut până acum să fac concert fără public, pentru că mi-este foarte greu. Eu trebuie să mă adresez publicului spectator, schimbul ăla de energie, ochi în ochi, aia nu ne-o poate lua nimeni. E, în contextul în care avem voie să avem doar 30% din capacitatea sălii și în general sălile mari nu prea sunt folosite, deci chiar dacă ai voie 30%, nu sunt folosite. Și majoritatea spectacolelor, concertelor, ce vreți voi, se țin în perioada asta în săli mici de capacități 400, 300 de locuri. În cazul nostru, la Teatrul Metropolis, la Sala Gloria, avem voie doar 120 de oameni. Biletele s-au epuizat în câteva ore și atunci am spus, este păcat, pentru că în general la concertele noastre acustice participă cam vreo 1800-2000 de oameni. Concertul se ținea la Circul Metropolitan, care era un spațiu extrem de generos. Și atunci am decis să facem acest concert hibrid care să fie transmis online în timp real. Și partea bună este că cine vrea și cine e doritor de un concert ca al nostru, poate să-l acceseze de oriunde. Și în primul rând m-am gândit la comunitățile de români din Canada, din America, de peste ocean, dar și evident și la cei din Europa. Nu mai contează vârsta, nu mai contează dacă poți să te duci sau nu, adică ăsta este avantajul, de a fi în direct cu noi acolo. Iar noi să încercăm să facem totul ca voi, cei care vă uitați la noi, să vă simțiți ca și când ați fi în sală. Va putea fi accesat până în data de 13 martie, dacă nu mă înșel, ora... Da, poate fi accesat în cazul în care nu l-ai putut vedea în direct. Dar eu cred că frumusețea este să fii în timp real odată cu noi. Înțeleg foarte bine diferența de fus orar. Cât va fi ora la voi? Noi suntem în Canada de Est, Montreal, Toronto, cu 7 ore în urmă. Deci va fi ora 12:30, deci la prânz. La prânz, da. Iar la Vancouver mai scădem 3 ore, deci va fi aproape cu, nu chiar cu noaptea în cap, dar după cafeluța de duminică dimineață la ora 9:30. Iar Calgary, Edmonton, 10:30. Canada este mare, este, da, sunt 4 ore de diferență de fus orar, o știi prea bine. Dar aceste două părți ale conceptului, live și online, îl înțelegem foarte bine. Ce înseamnă interactiv? Cred că este ceva nou. Interactiv înseamnă așa. Imaginați-vă, și acum vorbim de generațiile care au prins, să spunem, mai să vorbim de ce însemna și acum, dar acum e mai... Să dau mai puțin. Să spunem că era la televizor, cum era pe vremuri, un concert, nu știu, un recital de la Cerbul de Aur, în direct, da? Te așezai în fața televizorului, te uitai la recita. Nu știu cum era la TVR, pe vremuri se mai dădea în reloare o dată după nu știu câte zile. Avantajul aici este că tu, în momentul în care te uiți online și ești în timp real conectat, poți comunica în timp real cu mine, cu artistul de pe scenă. Pentru că voi dacă îmi scrieți mesaje, eu între cântece le citesc. Eu o să pot să vă întreb ce cântece ați vrea să vă ascultați
astă seară. Și tu îmi spui, aș vrea să ascult cu tare sau cu tare sau cu tare. Te întreb, Marius, cum se vede la voi? Se vede bine? Se aude bine? Tu îmi spui, vezi că aia nu se aude sau se aude foarte bine. Sau vezi, dai mai în stânga ca să înțelegi. Asta, e, asta mi se pare o chestie foarte bună, intercomunicarea. După care sunt tot felul de lucruri pe care le putem face în timpul unui concert. Mi-aș dori să vă puneți căștile la urechi și să cântați și să dansați la fel ca cei din sală. Pentru că asta este bucuria unui concert live, care se întâmplă sub ochii tăi. Asta e un lucru frumos, e un lucru minunat. În afară de asta, aș dori ca cei care ne urmăresc din Canada, din state, Escu TV este partener al acestui concert senzațional. Da. Sunt convins că va fi un concert de senzație pentru Canada și pentru Statele Unite. Vă invităm pe toți românii de aici, din Canada, din state, să cumpărați bilete pe bilete.ca sau bilete.usa.com pentru Canada și Statele Unite. În același timp, Ștefan, dacă mă înșel, te rog să mă corectez, revin la conceptul interactiv. Românii de peste tot, dar în special cei din Canada și din America, îți pot scrie pe chat: salut Ștefan, te iubim, suntem bine, tu le răspunzi pe voce sau pe chat? Nu, n-am cum, gândește-te, între piese, adică mesajele curg, o să am o tabletă unde am să văd mesajele oamenilor care îmi scriu. Și am să întreb și eu niște lucruri la rândul meu. În rest, concertul va decurge. În primul rând, uite, asta am uitat să spun pentru cei care nu cunosc tradiția de aici, adică tradiția concertelor mele acustice. Concertul e dedicat în mod special doamnelor și domnișoarelor, pentru că de-aia se și intitulează Te iubesc, femeie, care este emblema, dacă vrei, de atâția ani. E un cântec care, cred că anul ăsta împlinește 20 de ani, un cântec pe care îl știu foarte mult și atunci a devenit emblema acestor concerte acustice. Care este diferența concertului acustic, diferența între un concert acustic în ceea ce ne privește și ceea ce ați văzut la Montreal sau ceea ce facem de obicei în concertele de Crăciun sau în general? Concertul acustic se interpretează la instrumente reci, cu sunete naturale și încercăm să revenim la starea aia pe care am avut-o atunci când am compus piesa. Când nu era prelucrată, nu era super orchestrată, nu era, ci pur și simplu erai tu, un pian, o gitară, înțelegi, surprindem starea care, primordială, știi, când se naște piesa. Este un concert mult mai direct, mult mai aproape de mai intim chiar. Mai intim, acum chiar că pandemia asta e intim rău în sală, dar sunt mulți oameni care probabil vor veni, adică vor fi online și se vor uita la noi online. Ștefan, și cu asta cred că am putea încheia acest capitol, numai dacă mai ai tu detalii interesante de dat celor care ne urmăresc. Mai aveam o întrebare, dar îmi spune tu dacă... Am făcut zilele trecute primul meu live pe Facebook. N-am mai făcut până acum, pentru că m-am considerat că, în general, ceea ce am de spus spun pe scenă. Așa am făcut 30 ceva de ani, dar în momentul în care nu mai am contact cu publicul, nu mai am contact cu scena din cauza vremurilor pe care le trăim, simt această nevoie firească de comunicare cu cei care ascultă muzica mea, care vin la spectacolele mele și în general cu oamenii cu care împărtășesc cam... care am ceva în comun. Și am rămas foarte plăcut, surprins să văd ce mi-au scris mulți. Au scris din Canada, din America, din Portugalia, din Franța, din foarte, foarte multe țări. Și mă gândeam
Uite cât de frumos e lucrul ăsta, să poți să comunici într-un timp real cu atât de multă lume. Și atunci provocarea asta, care este concertul de anul acesta, concertul acustic Te iubesc femeie 2021, este de a avea o audiență, dacă vrei, internațională, adică din mai multe țări. Evident că majoritatea vor fi românii noștri, dar... Din România, da? Dar românii noștri nu din România, de peste tot, adică nu mă referam numai la România. Din România probabil vor fi în sală, cu siguranță. Dar mă gândeam, când am fost în Canada și am cântat, mai sunt... Partenerii pot fi... Da, cum să nu? Pot da, să nu fie români. Căsătorii mixte, da? Cum să nu? Am avut foarte mulți. Tu trebuie să știi care au fost reacțiile după spectacolele noastre în Canada la cei care nu înțelegeau românește. Dacă s-au simțit bine, mi-aș dori din suflet să fi fost așa și din ce am văzut eu acolo, cred că s-au simțit bine. Exact asta îmi venise în minte, cum se spune, când vorbeai de persoane care au asistat la concerte aici în Canada, de alte naționalități. Cred că am avut, la Montreal, în primul rând, să nu uităm, a fost o premieră pentru noi aici la Montreal. Am făcut două concerte cu același artist. Lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat de când organizează Escu TV concerte și de foarte mult timp până să vii tu. Erau persoane de diferite origini, chiar le-am luat și interviu și au spus că a fost unul dintre cele mai electrizante, cele mai frumoase concerte la care au asistat în viața lor. O persoană, una dintre persoane are în jur de 80 și ceva de ani, deci trebuie să-l credem. Este un roman. Da. Frumos. Ștefan, de ce întreb asta? Pentru, știu că este o întrebare retorică, dar este bine să înțeleagă cei care ne urmăresc, cei care doresc să asiste la concerte, că a fi artist nu înseamnă doar să urci pe scenă sau să iei un microfon, așa, înseamnă multă muncă în spatele unui concert, înseamnă tehnicieni, înseamnă săli, multă logistică. De ce e pe bani acest concert, cum se spune? De ce trebuie plătit? E o întrebare pe care am primit-o de la cineva, că ar fi trebuit să facă gratis. De ce nu faci gratis acest concert? Pentru că părerea mea, și am mai spus lucrul ăsta, dar am să spun de fiecare dată, eu cred că biletul care costă un leu, un dolar, 100, 2000, nu contează, un cent, reprezintă respectul față de cel de pe scenă. Asta înseamnă. Noi asta am făcut de la bun început. Pentru cei care nu știu, spun, de câte ori avem spectacol în aer liber în România, noi nu cântăm decât 45 de minute. Atât. 45 de minute maxim plus bis. Pentru că la celelalte spectacole unde cântăm o oră, 45, două ore, sunt spectacole pe bilete. Iar din respect pentru cei care plătesc bilet, facem lucrul ăsta. În afară de asta? Poate sunt de modă veche, poate, dar noi, eu așa am fost... crescut în tradiția asta. Biletul înseamnă respectul față de artist, indiferent de costul lui. În afară de asta, în afară de faptul că este un preț modic, să fim onești acum, și aici în Canada vindem la același preț ca în România. Pot să mai spun un lucru. Noi nu am mărit costul biletelor, celor 120 de bilete. Au rămas la fel ca anul trecut, pentru că îmi dau seama că și pentru oameni e o perioadă grea financiară. În mod normal, la 120 de locuri sunt convins că aș fi putut mări costul biletelor, pentru că
practic, sistemul te obligă, în momentul în care îți acordă doar 30% din capacitatea sălii, nu cred că guvernul sau ar trebui să sprijine prin instituțiile de stat pe care le are și unde se pot desfășura spectacole, să nu mai perceapă chirii și să nu mai perceapă impozit pe bilete dacă vor să ajute cultura. Altfel, până acum n-am primit niciun fel de ajutor, vorbesc de brazla artiștilor. Iată că mi-a răspuns, apropo de guvern, da, mi-a răspuns la o întrebare pe care vreau să o pun. În spatele meu și în spatele unui artist care susține un astfel de concert, în general există o echipă de oameni. O echipă de oameni, unii dintre ei, după un an de zile, slavă Domnului, la noi, în trupa mea, nu s-a întâmplat nimic deocamdată, dar în general sunt multe, multe trupe care s-au spart, în care tehnicienii au plecat în alte parte, au găsit altă meserie și așa mai departe, pentru că sunt vremuri în care noi nu putem să ne facem profesia. Da, mi-ai răspuns practic la mai multe întrebări pe care vreau să ți le pun. Îți mulțumesc, mi-ai ușurat munca. Vreau să menționez, iartă-mă că te vreau să menționez că dacă n-ar fi fost pandemia și dacă n-ar fi fost, la fel aș fi făcut. Adică ceea ce facem pe scenă, eu așa consider că eu ofer cu toată dragostea și tot respectul și în același timp respectul pentru noi este biletul. Și cred că prin bilet se selecționează oamenii care vor într-adevăr să se uite la un spectacol. Este o mare diferență între vizualizări, da? Și oameni care vor real să vadă, să vadă ceva. Asta este diferența. Sunt perfect de acord cu tine și noi ca organizatori aici. Așa cum am mai spus, am organizat cu voi de ce turnee, nu faceți spectacole? De ce nu faceți spectacole fără bilet? Pentru că în primul rând nu ne putem permite din punct de vedere financiar un turneu, un concert înseamnă o logistică infernală. Nu ne plătește nimeni toți oamenii, toată tehnica, toate astea. Așa că te înțeleg foarte bine și atunci, cred că am răspuns amândoi la întrebarea doamnei sau domnului din punctul ăsta de vedere. Și te așteptăm cu mare drag. 7 martie, concert live, interactiv online, Ștefan Bănică. Te iubesc, femeie, tradiția continuă.
Ștefan, pentru că, uite, timpul zboară repede, aș fi vrut să discutăm și despre alte aspecte. Cu tine se poate vorbi, cred că, o lună, două, cred că ești mai tare decât Florin Piersic, dacă e să stăm... Nu se poate? Nu. În orice caz. Ca Florin, nu. Dragii noștri, cu toate că știți cine este Ștefan Bănică, nu aș putea să închei acest dialog, nu, ea spune dialog mai curând decât interviu, fără a menționa câteva dintre realizările lui Ștefan, impresionante de altfel, în 50 și un pic de ani, 2, dacă nu mă înșel. 53. Ce mănânci? Ai vrut să mă faci mai mic? 18 octombrie, da. Așa, 43 de peste 40 de premii. Cea mai bună prestație live, rockstarul anului, Celebrity Award, cel mai complex artist, cel mai carismatic, printre care și MTV în 2007, cel mai bun cântec, Cum am ajuns să te iubesc, pe care l-ai împreună cu, pe care îl cânți împreună cu tatăl tău, Ștefan Bănică. Dublu disc de aur, platină, lista este foarte, foarte lungă. Peste 1000 și de concerte, filme, câte filme? Peste 15 filme, concerte televizate, s-au adunat ceva, piese de teatru, 16 albume, impresionant, Ștefan. Mă consider privilegiat că te-am cunoscut personal, că am... reușit să fac un interviu cu tine și te așteptăm cu mare drag. 7 martie, concert live, interactiv online, Ștefan Bănică. Te iubesc, femeie, tradiția continuă. Mersi tare mult! Te pup, Marius! Vorbim, da? Pa, pa! Pa! Oi! M-am zis și tu t-am văzut de foto, de șos, qu'on peut mettre parce qu'on coupe les deux, trois places où on a perdu l'image. Ah, ok, oui, j'ai des photos avec lui. M'a spus dacă...